Dan Rezvanță, candidat la primăria Tihă Bârgăului, a fost arestat pentru tentativă de omor. Acesta și-ar fi dat foc la casă în miez de noapte, apoi a dat vina pe mafia locală. Potrivit anchetatorilor, acesta și-a incendiat casa pentru a pune mâna pe banii de asigurare. Mă, se uită de aici, pe dealul ăsta. Dan Rezvanță susținea în urmă cu 10 zile că a fost trezit din somn de un zgomot. Potrivit acestuia, în acel moment, tot exteriorul casei era cuprins de flăcări. În casă se mai aflau soția și concubina acestuia și cei 4 copii ai lor. Acesta și-a urcat familia în mașină pentru a-i duce într-un loc în siguranță, moment în care asupra mașinii s-au tras focuri de armă. Am auzit ceva pe regia. Am trezit, am văzut pe geamuri, în data casă, să fie o lumină puternică. Era dat foc pe tot exteriorul casei. Potrivit anchetatorilor, întâmplările din acea seară s-au derulat după un scenariu bine pus la punct de către acesta. Rezvanță este bănuit că și-a incendiat singur casa și a indus în eroare pe anchetatori pentru a putea încasa polița de asigurare. Deși acesta a susținut în repetate rânduri că nu avea asigurare, la o zi după alegeri s-a prezentat la biroul asiguratorului pentru a cere despăgubiri. Magistrații Tribunalului Bistrița-Năsăud au hotărât ca acesta să fie reținut pentru 30 de zile, acuzat printre altele de tentativă la omor calificat și înșelăciune privind asigurările. În același dosar au mai fost audiate soția și concubina acestuia, cercetate în prezent sub control judiciar, dar și doi frați ai lui Dan Rezvanță, bănuiți că ar fi angajați să tragă cu arma.